O altă depășire incredibil de periculoasă a avut loc de data aceasta pe străzile Bucureștiului. Șoferul unei mașini puternice s-a plictisit de coada din trafic și a preferat să depășească întreaga coloană de mașini din față. Conducătorul auto a pătruns cu autoturismul pe trotuar, acolo unde se afla și un pieton. Deja nu mai este o noutate faptul că Bucureștiul e un oraș supraaglomerat de mașini. Asta se vede în fiecare zi în trafic prin minutele pierdute la semafor sau prin cozile de mașini formate la orele de vârf. Problema a devenit din ce în ce mai stresantă pentru bucureșteni, astfel că unii au început pur și simplu să-și piardă răbdarea. Șoferul unui BMW care se săturase să aștepte culoarea verde a semaforului a găsit o soluție pentru a ajunge mai repede la destinație. Acesta s-a urcat pe trotuar și a trecut la mică distanță pe lângă un pieton. Imaginile au fost surprinse de un alt șofer aflat în trafic și apoi postate pe rețelele de socializare. Gestul șoferului a fost criticat dur de cei care i-au văzut greșeala.